paralele. Și mă uitam și nu înțelegeam de ce de multe ori, de exemplu, francezii cum lucrează cu bara și din Elan, britanicii care au foarte multe treceri tocmai pentru a evita întoarcerile. Dar până la urmă astea se învață în timp, în timp. Și da, mai mult decât atât de la nivel mic, nu? Da, așa este. Un Iurcenko cu 360 de grade, din păcate ratat. Ioana Crișan, fix salt, seria gimnică, seria acrobatică, scuzați-mă. Salt înainte grupat. Danilova laterală. Cred că cea mai bună indicație ar fi acum încordată. Da. Încordată și liniștită. Antagonism, dar merge în gimnastică. Da, așa este. Saltul lateral. Săritură cu 180 de grade. Este foarte bine punctată această săritură. Câte posibilități ar avea acest copil? Coborârea flipână, flipă două șuruburi. Ioana, o gimnastă care avea în bagaj în exercițiu la bârnă și 360-ul, nu? Da. Din păcate, probleme de sănătate o dau înapoi. Frumoasă pirueta cu piciorul sus. Da. Luiza Popa? Da. Care melodia mea de la sol. Ne-a antrenată de Voina, nu? De da, Camelia. Da, da. Ultima linie, dublu grupat. Termină cu o piruetă, 360 de grade, legat de una 360 de grade. Da, ținută frumoasă. Da, lucrează foarte frumos Luiza și are potențial. Da. Dacă e serioasă în antrenamente, o să aibă un progres foarte, foarte bun. Iar Camelia Voina e destul de severă în ceea ce privește pregătirea, mai ales fizică. Așa este. Fetița ei, Sabrina, este un argint viu. A moștenit foarte multe calități de la gimnasta Camelia Voina, mama ei. O gimnastă care a luat nota 10 pentru România, campioană mondială cu echipa la Rotterdam în anii 80. Ce generație, ce echipă. Și am să vă mai spun că din acea echipă au făcut parte Daniela Silivaș, din punctul meu de vedere, cea mai talentată gimnastă pe care a avut-o România, și nu mă feresc să spun asta, Aurelia Dobrecea, care a câștigat aurul la individual acolo și a devenit prima campioană mondială pentru România la individual. Avem doar două în istoria gimnasticii, a doua este Maria Olaru și ia un nume în gimnastica românească. Ce generații, ce campioane de la Nadia încoace, povestea Nadiei a inspirat copiii din România să facă sport, să ajungă la marea performanță. Și povestea este valabilă și astăzi și inspiră în continuare, deși fetițele din ziua de azi n-au văzut-o pe Nadia concurând, dar povestea a mers mai departe. E nevoie de astfel de povești ca sportul să continue să producă. Gimnastica are numeroase exemple de care se poate folosi. Am vorbit de Nadia, să nu uităm pe Ecaterina Sabo. Ce gimnastă, ce performanțe în 84, 4 medalii de aur la o ediție de Jocuri Olimpice și am spus totul. A venit apoi Silivaș, apoi generația Laviniei Miloșovici, căpitanul adevărat al anilor 90. Ce putere, ce forță a degajat Milo, dar le recomand gimnastelor din ziua de azi să urmărească ce fizic avea Milo, cât de bine era lucrată. A urmat generația anilor după Milo, cine a venit? Simona Amânar, Andreea Răducan, Maria Olaru și uite, se leagă cu generația Cătălinei Ponor, lider. A urmat apoi Sandra Izbașa, apoi Larisa Iordache. Sper să reușești, Larica, anul viitor să aduni fetele lângă tine și să te aduni pe tine în primul rând pentru a duce această poveste mai departe. Și Carmen sper. Ghiciuc. Cloș la cap. Sfară cu 180 de grade. Serie acrobatică, fix alte care.
Cloșul cu 180 de grade, legat de un flick. Foarte bună această legare. Dani lovă laterală legată de o săritură în sfoară. Sfoară cu piciorul la cap. Pirueta. Un sison legat de o pisică. În pușcăcioară n-am mai văzut. Da, de foarte multă vreme n-am mai văzut. Da. Coborârea roată legat de două șuruburi. Da, umărul jos, pasul acela în față, penalizare destul de mare. Dar până la urmă a stat pe aparat. Dacă am ajuns să ne bucurăm de acest lucru, nu e tocmai bine, dar au fost numeroase probleme. A lucrat și curat, da. Pot să zic, dar mai are de lucrat. Mi se pare că ajungem la vechea poveste și pe care și eu urăsc, pregătirea fizică. Mi se pare că nu e atât de bine lucrată fizic. Așa e. Că oarecum pregătirea fizică îți dă și zvâc. Poate că e bine să spunem lucrurile astea pe post, aud și ele, aud și părinții, aud și... E păcat de atâta timp petrecut în sală, de atâta efort, de atâția nervi și de o parte și de alta. Și antrenorii au nervii lor și sportivii au gradul lor de suportabilitate în sală. De aici apar discuții, apar probleme. Dacă tot se stă în sală, pregătirea fizică este baza. Am întrebat-o... Dacă nu mă credeți, de multe ori pe Marta Caroli, domne, care e secretul că americanii au ajuns atât de departe în gimnastică? Am întrebat-o pe Nadia, care stă, trăiește în Statele Unite. Nadia, de ce, cum a apărut Biles, fenomenul respectiv, cum se poate câștiga atât de mult în gimnastică ca și dificultate? Și mi-a zis, există un secret, pregătirea fizică. Deci să ne întoarcem la bază, e nevoie de acest lucru. Sigur că e foarte ușor pentru un sportiv să spună mă doare. De aici antrenorul, dacă ai probleme, dă-te deoparte și nu mai fă. Pentru că au fost numeroase cazuri în gimnastică când au fost acuzați antrenorii, nu? Că au forțat copiii să lucreze pe durere. Trebuie mai multă asumare și de o parte și de cealaltă, Larisa, pentru că altfel... Nu mai putem reveni acolo la vârf dacă se mai dorește acest lucru. E foarte greu de acum încolo ca România să revină. Sunt deja destul de mulți ani în care am ieșit din jocul medalilor și alte țări au prins gustul victoriei. Gimnastica nu se face altfel, nici în Germania, nici într-o țară ca Olanda, care a ajuns să câștige titlul olimpic la feminin, la bârnă, e adevărat. Gimnastica se face la fel peste tot în lume, cu asumarea efortului, cu asumarea problemelor și din partea antrenorilor, dar și din partea sportivilor. Maria Holbură la bârnă. Am spus ce am avut de spus. Maria Holbură, Paul Constanța. Din punctul meu de vedere, pregătirea fizică în momentul de față e cu minus la lotul olimpic. O dăm lovă cu flic ratat. Și iarăși am să spun, e neîncordată, e frică. Asta este senzația pe care mi-o lasă mie. Frica de aparat. Siguranța pe aparat vine din mai multe puncte de vedere. Repetări, pregătirea fizică, seriozitate în antrenament, nu știu, să fii cu minte acolo în antrenament și să știi ce faci de fiecare dată, la fiecare mișcare, să vii la competiție, să n-ai nicio treabă, să urci pe aparat și să... Existe doar emoțiile de competiție, care oricum o să fie mereu. De multe ori am dat un exemplu pe Lavinia Milošović, care un ciclu olimpic și-a legat glezna, avea un oscior acolo, se tot plimba în glezna. Și mi-o amintesc chiar și la antrenamente cum își încuraja fetele și le spunea trebuie să avem o verificare bună pentru că altfel stăm în sală fetelor și nu vreau asta. Cred că o ajuta și pe ea lucrul ăsta, că și pe mine m-a ajutat
în antrenament, atunci când le încurajam pe fetele, vedeam că ele dornice să facă foarte bine și atunci un pic îmi dădea și mie puțin mai multă energie și puteam să fac. Și încredere. Da, exact. Detașare sau uponor, ce ponor n-a avut dureri? Nu cred că există. Sau Sandra Izbașa, care nu și-a rupt tendonul la un campionat național, dar într-un an de zile a fost înapoi și apoi a câștigat și titlul olimpic. Da, fiecare gimnastă are dureri, fiecare sportiv are dureri, că vorbim de sportiv. Gimnastica de performanță înseamnă, într-un fel, durere, dar există și bucurie după astfel de dureri. Uzura fiecărui sport, dureri specifice, că nu cred că înotătorii n-au dureri de coloană sau dureri de brațe, de umeri. Și ce dureri, ce atleții.